Da, nu mai e nevoie să-i urmăriți, zise Omer. I-am nimicit pe orci. Și prietenii noștri. N-am dat de nimeni, afară de orci. Ciudat, zise Aragorn. V-ați uitat bine printre cei uciși. Afară de leșuri orcești, n-ați văzut cumva vrâm trup și orice în ochii voștri ar fi părut de copil. Desculți și înveșmântat în cenușiu. Nu erau printre ei nici gnomi, nici copii, zise Omer. I-am numărat și i-am despuiat pe toți apoi i-am aruncat grămadă și le-am dat foc, după legea noastră. Ce nu și-a mai fumegă încă? Noi nu vorbim de gnom sau de copii, zise Jimmy. Prietenii noștri erau hobiți. Hobiți? Făcu Omer. Ce or mai fi și ăștia? Ciudat nume. Un nume ciudat pentru un neam la fel de ciudat, rost Jimmy. Dar tare drag inimii noastre. Se pare că ați auzit și în Rowan de cuvintele care i-au tulburat pe cei din mină stirit. În ele era vorba despre țara piticuților. Acești hobiți sunt piticuți. Piticuți. Rânse călărețul de lângă Eomer. Piticuți. Dar ăștia nu este cât un popor mititel din baladele străvechi și din basmele copiilor de la miază noapte. Pe ce tărâm călcăm? Pe cel de legendă sau pe cel înverzit, scăldat de razele soarelui? Un bărbat poate să pășească pe amândouă, zise Aragorn. Căci nu noi, ci cei ce vor urma vorticului legendele timpului nostru. Tărâmul înverzit, zici, dar ăsta e un subiect serios de legendă, deși îți porți pașii pe el, sub razele soarelui. Timpul ne zorește, zise călărețul, fără să ia în seamă vorbele lui Aragorn. Trebuie să ne grăbim spre miază zi, stăpâne. Să-i lăsăm pe sălbaticii ăștia cu închipuirile lor. Sau să-i legăm și să-i ducem la rege. Ușurel, Eothain, zise Omer în limba lui. Stai o clipă. spunele le arezilor să se strângă pe cărare și să se pregătească să o pornească spre vadul lenților. Euthain se retrase bombănind și le-a vorbit celorlalți. Imediat, aceștia se depărtară și îl lăsară pe Omer singur, cu cei trei prieteni. Tot ceea ce spui e tare ciudat, Aragorn, rost el. Și totuși, mi-e e foarte limpede că spui adevărul, oamenii din obște nu și din acest motiv nu se lasă ușor înșelați. Dar n-ai spus tot. Vrei să-mi povestești acum pe ce însărcinare ai, ca să pot să mă hotărăsc și eu ce să fac? Am pornit din dris, așa cum spune cântecul, cu multe săptămâni în urmă, răspunse Aragorn. Eram împreună cu Boromir din Minăstirit. Trebuia să ajung la cetatea aceea cu fiul lui de Nethor, să-i ajut seminția în războiul împotriva lui Sauron. Dar tovarășii mei de drum aveau altă treabă. Mă rog, n-are rost să vorbim despre asta acum. În orice caz, Gandolf Celsuri era căpetenia noastră. Gandolf! exclamă Omer. Gandolf cel e cunoscut în obște, dar numele său, te previn, nu mai are trecere în fața regelui. Toată lumea știe că vine și pleacă adesea pe aici, când îi se năzare bala o lună, ba după ani de zile. Aduce totdeauna soliciudate, unii spun cum că ar fi piazărea. Și nu este departe de adevăr, de când a venit ultima oară pe aici, în vară, toate au mers de a -ndoaselea. Atunci a început necazul nostru cu Saruman. Îl socoteam pe Saruman prieten, dar a venit Gandolf și ne-a avertizat că se pregătește de grabă un război în Isengard zicea că el însuși fusese o static în Nordhank și abia reușise să scape. Ne cerea ajutorul. Dar Theoden nici n-a vrut să audă, așa că a plecat. Să nu rostești numele de Gandalf cu voce tare în fața lui Theoden, că el a apucă Dumbledore. Pentru că i-l a luat pe Iuteca gândul, cel mai valoros dintre armăsarii regelui, căpetenia mea rașilor, pe care doar seniorul obștia are voie să-i încalece. Căci sămânța raseilor se trage de la calul lui Earl, ce știa limba oamenilor. Acum șapte nopți, Iuteca gândul s-a întors, dar mânia regelui a rămas aceeași, pentru că acum calul s-a sălbăticit și nu mai lasă niciun bărbat să se apropie de el. Înseamnă că iuteca gândul și-a aflat singur cala din îndepărtatul miază noapte, zise Aragorn, căci acolo s-a despărțit de gandolf. Dar, vai, gandolf nu va mai avea vreodată prilejul să călărească. S-a prăbușit în bezna în minele Moriei și nu se mai întoarce. Copleșitoare veste, zise omer cel puțin pentru mine și pentru mulți alții, deși nu pentru toată lumea, ai să te convingi și singur, dacă te duci la rege. Puțin își pot da seama aici de grozăvia astei paste, deși s-ar putea să o simțiți și voi cumplit mult mai curând decât v-ați aștepta, spuse Aragorn. Dar când capetele mărețe cad, cei mai mărunți sunt nevoiți să treacă la cârmă. Misia mea a fost să-i conduc pe tovară și mei pe lungul drum din Moria prin Lorien am venit adevăr pe care ar fi bine să-l afli înainte să mai vorbești despre asta și de acolo am străbătut lege, peste lege de-a lungul răului cel mare, către cascada Rauros. Acolo a fost Boromir măcelărit de aceiași orci pe care i-ați nimicit voi. Cu tremurătoare -ți sunt veștile. Strigă o mer deznădăjduit. Mare năpastă i moartea aceasta pentru mine stirit și pentru noi toți. Ce om de vază a fost? L-au preamărit cu toții. Arar prin opște se arăta, căci era mereu un război la hotarele de răsărit, dar l-am văzut. Mai degrabă ca fi lui Orl, decât ca oamenii morocănoși din Gondor mi a părut și putea să se dovedească un mare cârmuitor al poporului său, atunci când îi va fi venit vremea. Dar n-am știut până acum de această grozăvie din Gondor. Când s-a prepădit, sunt patru zile de când a fost ucis, îi răspunse Aragorn, din seara aceea am pornit-o din tenebrosul toi brandir. Pe jos, făcu -o mer. Da, așa cum vezi. De mare uimire se umplură privirile lui Omer. Pas mare e un nume mult prea nedemn de ceea ce ai făcut, o, oh, fiul lui Arat Horn, rost el. Ți-aș zice mai degrabă pas în aripat. La multe curți ar trebui cântate faptele de vitejie ale celor trei camarazi. 40 de lege și încă cinci ați străbătut, înainte ca ziua a patra să se sfârșească. Cutezătoare-i spița lui Elendil. Dar, mărite senior, cum mai făcut să uit? Trebuie să mă întorc de grabă la Theoden. Am vorbit cam asprun fața oamenilor mei. E adevărat că nu suntem încă vrăjmași pe față cu tărâmul negru și sunt unii care îi suflă regelui povețe înfricoșate la ureche, dar războiul nu-i departe. Nu o să lăsăm baltă vechea alianță cu gondorul, o să le sărim oricum un ajutor la luptă, asta-i credința mea și a tuturor care-s cu mine. Hotarul de răsărit e în seama mea, asta-i grija celui de-al treilea marelui, și am strămutat toate hergelile și pe păstorii noștri dincolo de scaldătoarea înților, n-am păstrat aici decât paza și cerceta și ageri. Așadar, nu-i plătiți tribut lui Sauron, întrebă Gimli. Nu i-am plătit și nici nu o să-i plătim vreodată, rost i-au mers și ochii îi scăpărară, cu toate că mi-a ajuns la ureche minciuna asta. Cu ani în urmă, seniorul tărâmului negru și ar fi dorit să cumpere pe bani grei cai de la noi, dar nu m-am învoit, pentru că supune animalele la cazne atunci și-a trimis orcii la jaf, iar aceștia fură tot ce apucă, alegând cu ca ei negri, puțin ne-au mai rămas din soiul ăsta. De aceea dihonia dintre noi și orcii e așa amarnică. Dar acum grija noastră cea mai de seamă e Sarman. Pretinde că-i stăpân peste tot ținutul acesta și suntem în război de mai multe luni. I-a luat pe orci, pe călăreții lupului și pe oamenii de rău în slujba sa și au închis trecătoarea, așa că s-ar putea să fim asediați atât la răsărit, cât și la apus. Nu-i de glumit cu un astfel de vrăjmaș, e un vrăjitor viclean și dibace și poate să ia nenumărate înfățișări. Se spune că rătăcește de colo-colo, în chip de moșneag, înveșmântat într-o mantie cu glugă, cam ca Gandalf. Așa zic toți care și el amintesc. Iscoadele lui pătrund și e în gaură de șarpe, iar păsările sale aducătoare de rău trec, întării, peste hotare. Nu știu cum se vor sfârși toate acestea și mi se strânge inima, căci mă tem că n-are prieteni doar în Isengard dar ai să-ți dai singur seama, dacă vrei să-l vezi pe rege. Ce zici, nu vii? Oare credința mea acum că ai fost trimis la mine după ajutor, chinuit de șovăială și de nevoi, e doar o amăgeală? Am să vin când s-o împlin sorocul, zise Aragorn. Hai acum, rost Moștenitorul lui Elendil ar fi, fără doar și poate, o îmbărbătare pentru fiul lui Iorl, în stihia aceea malefică. l a pus bătălia întoi și tare mi-e teamă că nu ne așteaptă vremuri bune să știi că m-am avântat călare către miază noapte fără știrea regelui, căci în lipsa mea casa lui e prea puțin păzită. Dar cerceta și m-au prevenit acum trei nopți de venirea șleftei, orcești dinspre peretele de răsărit și că printre ei s-ar afla și unii ce poartă în semnele albe ale lui Sarman. Așa încât, gândindu-mă că de ce mi-a fost teamă n-am scăpat, adică de un pact între Orthanc și turnul întunecimii, am purces în fruntea orezilor bărbații din stirpea mea și i-am ajuns pe orci cu două zile în urmă, pe la scăpătat, aproape de hotarele de la pădura înților. Acolo i-am împresurat și am purtat bătălia ieri, în zori. 15 oameni am pierdut și, vai mie, 12 cai. Căci oricii erau mai numeroși decât ne-am așteptat. Li se alăturaseră alții, dinspre răsărit, de dincolo de râul cel mare, dâra lor spurcată se vede ceva mai spre miază noapte. Iar alții, tot așa, s-au ivit din pădure. Orci mari, care purtau și ei pe cetea mâinii albei ai aceștia sunt mai puternici și mai sângeroși decât ceilalți. Oricum, i-am terminat pe toți. Dar am pierdut prea multă vreme. E nevoie de noi la mia zi și la apus. Nu veniți și voi. După cum vedeți, ca -i avem și de prisos. Să lăsăm spada să-și facă treaba de care, har domnului, nu duce lipsa. Și apoi i-am dat de lucru securii lui Jim și arcului lui Legolas, de vor fi vrând să-mi ierte vorbele nesăbuite pe care le-am rostit despre doamna pădurii am vorbit ca tot omul de pe meleagul meu și aș vrea cu bucurie să învăț să glăsuiesc meșteșugit. Aduc mulțumire pentru tot ce mi spui, zise Aragorn, și inima de dă să vin cu tine, dar n-am cum să-mi părăsesc și, cât mai e o nădejde. Nu-i nici o nădejde, zise Omer. Nu o să-i găsești pe prietenii tăi la hotarele de miază noapte. Și totuși, nu sunt nici îndărăt. Am dat de un semn limpede, nu departe de peretele de răsărit, care îmi spune că măcar unul dintre ei trăiește dar între și din n-am mai găsit altă urmă de-a lor și nici o dără nu se abate într-o parte sau alta asta de nu mai fi înșelat cu totul. Și atunci, ce crezi că s-a ales de ei? Nu știu. Or fi fost măcelăriți și ar și dea valma cu orci, dar, zici tu, n-are cum să fie așa și nici eu nu mă tem de asta. S-ar putea să fi fost duși în pădure înainte ca voi să-i fi impresurat pe vrăjmași. Poți să juri că nu v-a scăpat nimeni printre degete, Pot să jur că, după ce am dat de ei, nu ne-a scăpat niciun orc, zise Omer. Am ajuns înaintea lor la palele pădurii, iar dacă după aceea a reușit cineva să se strecoare prin cercul nostru, atunci acela n-a fost orc și avea, cu siguranță, puteri fești. Prietenii noștri erau înveșmântați la fel ca noi, zise Aragorn, iar voi nu ne-ați văzut nici pe lumină. Uitasem asta, rostri Omer. Tare-i greu să mai știi ceva sigur printre atâtea minuni. Lumea e tot mai ciudată. Elful și gnomul drumețesc împreună ziua în amiaza mare, pe câmpile noastre, iar făpturile stau de vorbă cu doamna pădurii, deși ies pe lumea asta, și spada se întoarce la războiul ce a izbucnit în negura vremilor, când strămoșii noștri au pornit călare spre obște. Ce le-ar mai fi cu putință să facă făpturilor cu judecată în astfel de timpuri? Ce au făcut și până acum, zise Aragorn. Binele și răul nu se schimbă de azi pe mâine și n-au tălcuri diferite printre elfi, gnomi și oameni. Îi e dat făpturii să le deslușească, atât în pădurea de aur, cât și la ea acasă. Așa e, rost Omer. Dar eu nu mă îndoiesc nici de voi, nici de ceea ce mi spune inima. Totuși nu mi-e cu putință să fac așa cum aș vrea. E împotriva legii noastre să-i lăsăm pe venetici să hoinărească cum puftesc prin ținut, câtă vreme regele însuși nu le dă cuvințarea, iar o mai mare acum, în vremuri de restriște. Te-am rugat să te întorci de bunăvoie cu mine și nu vrei. Și nu-mi dă inima ghes să pornesc bătălia cu 100 contra 3. Nu cred că legea voastră e făcută pentru așa ceva, zise Aragorn, și, să fim drepți, nici eu nu sunt un venetic, căci am mai fost pe aici de multe ori și am călărit cu ceata rohirimilor, deși sub alt nume și sub o altă înfățișare. Nu te-am mai văzut, pentru că ești prea tânăr, dar am stat de vorbă cu Eomund, tatăl tău, și cu Theoden, fiul lui Hengel. Pe vremuri, nici o altă față din ținutul acesta n-ar fi stabilit vreodată vreo făptură în aș duce la capăt o faptă vitejească așa cum ea mea. Măcar e limpede că am datoria să-mi continui calea. Ei hai, fiu al lui Omund, trebuie să alegi până la urmă. Ajută-ne sau, dacă nu, lasă-ne liberi să plecăm. Mai ai o cale, să-ți duci la împlinire legea. Dar de o vei face, puțin se vor întoarce la luptă alături de tine și de regele tău. Eu merchipsui o vreme, apoi vorbi, amândoi trebuie să ne grăbim. Ai mei iard de nerăbdare să o pornim la drum și nădejdea voastră scade cu fiecare ceas. Iată ce aleg, puteți pleca, mai mult, am să vă împrumut cai. Nu vă cer decât atât, când veți fi sprăvit sau veți vedea că totul e în zadar, întoarceți-vă cu cai prin vadul lenților, la Meduseld, nobila casă din Endoras unde șadei de acum Heoden. Astfel îi vei dovedi că n-am greșit. Mă pun pe mine cheză și ei și poate chiar viața mea în joc că ești de bună credință să nu greșești. Nu voi greși, zise Aragorn. Nu mică le fu mirarea și multe priviri întunecate și îndoielnice își aruncară oamenii săi, când omer porunci să li se împrumute străinilor caii, dar numai o îndrăzni să o spună deschis. N-ar fi nimic dacă ar fi vorba de seniorul acesta din vița din Gondor, așa cum se laudă, zise el, dar cine a mai auzit să-i se dea unui gnom în cal din opște? Nimeni, spuse Jimmy. Și nu te teme, nici nu se va mai auzi de așa ceva. Mai bine merg pe jos, decât să mă așez pe spinarea vreunei ligioane atât de mari, de voie sau de nevoie. Acum însă va trebui să încaleci, altfel ai să rămâi de căruță, zise Aragorn. Hai, așează-te, dărătul meu, prietene gimli, zise Legolas. Așa o să fie totul bine, nu o să ai nevoie de niciun cal și nu o să-ți facă vreunul necazuri. Lui Aragorni se aduse un bidiviu murg jos, iar el îl încalecă. Hasufel îi e numele, zise Omer fie să te poarte cu bine și să-ți aducă mai mult noroc decât lui Garulf, fostul lui stăpân. Legolas primi un cal ceva mai mic și mai deschis la culoare, dar nărăvaș și focos. Pe acesta îl chema Arod. Însă Legolas le ceru să-i scoată șaua și freul. N-am trebuință de ele, zise el, încălecându-l ușor, dintr-o săltare și, spre mirarea lor, Arod se arătă blând și gata să-l slujească, mișcându-se de colo-colo, fără crâdmire, așa se purtau fi cu dobitoacele alese. Jim forcat în dărătul prietenului său de care se încleștea încrâncenat, de parcă era Sam Gamge într-o barcă. Drum bun și fie să afli ceea ce cauți. strigă Omer. Să te întorci cât poți de iute și fie ca spadele noastre să lucească, atunci, alături. Mă voi întoarce, zise Aragorn. Și eu mă voi întoarce, adăugă Jimmy. Înțelepciunea lui Ladi Galadriel ne desparte încă și voiesc să-ți împărtășesc câte ceva despre vorba ei dulce. Om trei și om vedea, făcu Atâtea lucruri s-au întâmplat, încât deprinderea rugăciunii unei zâne sub loviturile duioase ale securii unui gnom îmi vor părea floare la ureche. Drum bun! Și cu acestea, se despărțiră. Tare iuți erau BDV din Rowan. Când nu peste mult Jim își întoarse privirile, ceata lui Omer abia de se mai zărea în depărtare. Aragorn nu se uită în urmând urma în goană dâra, cu capul mult plecat, lipit de grumazul lui Hasufel curând ajunseră la marginea scăldătorii iar acolo de dură peste urmă cealaltă, despre care le vorbise Omer, cum că ar veni dinspre soare răsare, de pe platoul Golaș. Aragorn descălecă și privi pământul, pe urmă, sărind înapoi în șa, o luă spre răsărit, cu mare băgare de seamă, ca să nu distrugă urmele. Apoi descălecă iar și cercetă țărâna, de colo până colo. N-am aflat mare lucru, rost el. Dâra principală e neclară, întretăiată de urmele de întoarcere ale călăreților. Drumul lor trebuie să fi fost pe lângă râu. Dar cea dinspre răsărit e reavănă și deslușită. Nici o urmă nu duce în partea opusă, înapoi, spre Anduin. Acum trebuie să mergem mai ușor, să observăm orice pas care ar fi luat-o pe delături. De aici, orici și-au dat seama, fără doar și poate, că sunt urmăriți, or fi încercat să-i ducă undeva pe ostatici, înainte să fie ajunși din urmă. Pe măsură ce înaintau, ziua se mohora. Asupra platoului pogorau no Soarele se acoperea cu un zăbranic cețos. Tot mai aproape se deslușeau povărnișurile din fangorn, întunecându-se ușor în apusul soarelui. Nu zăriră urme nici în dreapta, nici în stânga, dar, din loc în loc, treceau pe lângă hoituri singuratice de orci cu spatele sau grumazul străpunse de săgeți cu pană cenușie. Într-un târziu, pe la asfaltul, ajunsele la poalele pădurii și, într-o poieniță ivită printre cei din tui arbori, de dură peste marele pârjol, a fierbinte încă fumega. Alături zecea o grămadă de coifuri, pieptare înzeoate, scuturi sfărmate, spade frânte, arcuri și săgeți și o groază de alte născociri războinice. Într-o țepușă din mijloc fusese înfiptă căpățâna mare a unei stârpituri pe al cărei coif, deși sfărmat, se putea desluși în semnul alb. În pe lângă locul unde râul se revărsa dinspre liziera pădurii, se zărea o movilă. Fusese înălțată de curând, pământul reavăn era acoperit cu braz de proaspete, în ierbate, iar de jur împrejur se aflau în fipte 15 lânci. Aragorn și tovarășii să-i cercetară câmpul de bătălie până hăt departe, dar lumina scădea și curând se lăsă seara întunecată și nebuloasă. Veni și noaptea, dar nici urmă de Mary și Pepin. Nu mai putem scoate la capăt, zise Jim trist. Am dezlegat o mulțime de cimilituri de când am venit în toi brandir, dar asta e cea mai întortocheată. Tare mi-e teamă că mădularele scrumite ale hobiților s-au amestecat acum cu ale orcilor. Amarnică veste pentru Frodo, de va mai apuca să o afle, la fel de amarnică și pentru bătrânul hobbit ce așteaptă în vâlceaua despicată. Elrond s-a împotrivit venirilor. lor. Nu și Gandalf, zise Legolas. Dar Gandalf a ales să vină chiar el și a fost cel dintre care s-a pierdut, îi răspunse Jim chiar ceea ce a văzut l-a dus la pieire. Sfetnicii lui Gandolf nu s-au îngrijit să nu cadă în cine știe ce capcană, zise Aragorn. Există unele lucruri pe care e mai bine să le încuvințezi, decât să le refuzi, chiar dacă la sfârșit e mai de rău. Dar n-am să plec încă de pe aceste meleaguri. În orice caz, vom poposi aici până se luminează de ziua. Făcură popas sub un copac stufos, ceva mai încolo de câmpul de bătălie, părea un castan, dar păstra o mulțime de frunze late, ca feni, de anul trecut, ca niște mâini uscate, cu degete lungi, rășchirate, care foșmeau sinistru în briza nopții. Pe Jim îl trecu un fior. Nu și luaseră decât o pătură de fiecare. Să facem focul, zise el. Nu-mi pasă de nicio o primejdie. Poa să vină pus de rie de orci, ca fluturii la lumânare. Dacă amărâții ăia de hobiți rătăcesc prin codru, s-ar putea ca focul să-i călăuzească în coace, zise Legolas. Nu numai pe orci și pe hobiți, zise Aragorn, suntem aproape de trădătorul Saruman. În plus, ne aflăm taman la marginea fangornului și se spune că e de rău să te atingi de vreun arbore din codrul acesta. Dar rohirimii au făcut ieri un pârjol pe cinste taman pe aceste locuri, zise Jim, și, după cum se vede, nu s-au sfit să doboare arbori pentru foc. Mai mult, după ce și-au terminat treaba și au petrecut netulburați aici noaptea care a urmat. Erau mulți, zise Aragorn, iar ei nu stârnesc mânia fangornului, căci vin arar pe aceste meleaguri și nu pătrund pe sub Dar cărările noastre, se pare, ne conduc chiar în inima pădurii. Așa că, păzea, nu tăiați nici un copac în care mustește viața. Nici nu e nevoie, rost gimli. Călăreții ne-au lăsat destule vreascuri și așchi, iar împrejur e plin de crenci uscate. Plecă să adune lemne, apoi se nici cu aranjarea și aprinderea focului, dar Aragorn stătea tăcut, sprijinit de copacul uriaș, adâncit în gânduri, iar Legolas rămăsese singur în luminiș, scrutând umbrele adânci ale codrului, ușor a plecat, ca și cum ar fi ascultat glasuri depărtate. După ce gnomul reuși să întețească un foc mic, cei trei se apropiară și șezură împreună, învăluind lumina cu glugile lor. Legolas își ridică privirile spre crângile arborelui, rătăcind printre ele. Ia uitați-vă! Făcu el! Copacul se bucură de foc. Poate că nu era decât dansul umbrelor care le înșela privirile, dar tuturor li se păru că ramurile se plecau spre ei să ajungă deasupra flăcărilor, iar cele din vârf se îndoiseră în aceeași direcție, frunzele cafenii se îndreptaseră și se frecau una de alta ca niște mâini crepate de ger, bucurându-se de căldură. Era atâta liniște, încât codrul întunecat și misterios, aflat la doar o aruncătură de băți, își făcu simțită prezența mocnită, plină de năzuințe tainice. După o vreme, Legolas rupse tăcerea, Celeborn zicea să nu ne avântăm prea mult în Fangorn, rosti el. Știi de ce, Aragorn? Care sunt legendele pădurii pe care le-a auzit Boromir? Multe povești mi-au trecut pe la ureche în Gondor și Aiura, zise Aragorn, dar, de n-ar fi fost cuvintele lui Celeborn, le-aș fi luat doar drept legende pe care le-au născocit oamenii în momentele lor de rătăcire. Mă gândisem să te întreb cât adevăr zace în toate acestea. Iar dacă un elf al pădurii nu știe, cum să-i dea răspunsul un om, ai călătorit mai departe ca mine, rost Legolas. N-am auzit nimic despre asta, în ținutul meu, afară de cântecele despre neamul onodrinilor pe care oamenii îi numesc înți și care au sălășluit acolo cu mult timp în urmă, căci, după socoteala elfilor, Fangornul se pierde în negura vremurilor. Da, e tare bătrân, spuse Aragorn. La fel de bătrân ca pădurea de lângă gruiurile gorgane. Și mult mai măreț. Elron zice că este din aceeași stirpe, ultimele izbucniri ale codrului întreg din zilele de odinioară, pe când întâiul născut bâșbâia de colo-colo, iar oamenii erau încă adormiți. Cu toate acestea, Fangornul păstrează și acum niște taine numai de el știute. Despre ce e vorba, nu am habar. Și nici nu vreau să știu, interveni Gimli. Eu unul aș vrea ca nimic din ceea ce se lășluiește în Fangorn să nu fie tulburat. Trase atunci la sorți cine să stea de strajă și Gimli e și primul ceilalți se culcară. Somnul puse imediat stăpânire pe ei. Jim, rost Aragorn ca prin vis. Nu uita, nu cumva să tai vreo creangă sau vreo rămura verde de aici, din Fangorn. Dar nici să nu te avânți prea departe după lemne uscate. Mai bine lasă să se stingă focul. Și să mă strigi la nevoie. Acestea fiind spuse, a dormi. Legolas zăcea deja nemișcat, cu mâinile lui frumoase încrucișate pe piept, cu ochii deschiși, încurcând noaptea reală cu visul, după felul elfilor. Jim stătea ciucit lângă foc, trecându-și gânditor degetul mare peste tăișul securii. Arborele foșnea. În rest, niciun zgomot. Jim își ridică brusc privirile și zări un moșneac cocârjat, sprijinit într-un toiag, înfășurat într-o mantie largă și stând chiar în locul unde lumina flăcărilor se lupta să țină piept în tunericului. Ochii acestuia erau îmbriți de borurile unei pălării largi, Jim sări în picioare, prea năucit în primul moment ca să poată striga, deși îl străfulgeră gândul că Saruman pusese mâna pe ei. Deșteptați de mișcarea prietenului lor, Aragorn și Legolas se ridicară în capul oaselor și rămaseră cu ochii pironiți. Moșneagul nu zise nimic și nici nu făcu vreun semn. Ei, taică, ce dorești de la noi? Rostri Aragorn, sărind în picioare. Hai să te încălzești, dacă ți-e frig. Făcu un pas înainte, dar moșneagul dispăru nici urmă de el prin apropiere, iar lor nu le dă mâna să meargă mai departe. Luna apusese și noaptea era foarte întunecoasă. Deodată, Legolas scoase un strigăt. Cai! Cai! Nici urmă de ei! Își smulseseră țărușii din pământ și se făcusele nevăzuți. O vreme, cei trei rămaseră încremeniți, fără să scoată o vorbă, ca trăsniți de noua năpastă care se abătuse asupra lor. Se aflau la poalele fangornului și lege nesfârșite se așterneau acum între ei și oamenii din Rowan, în singurii lor prieteni pe tărâmul acesta întins și primejdios. Așa cum stăteau, li se păru că deslușesc, departe, în noapte, nechezatul și forneitul cailor. Apoi se lăsă iar liniștea. Nu se mai auzea decât adierea rece a vântului. Asta e, s-au dus, rostea Aragorn într-un târziu. N-avem cum să mai punem mâna pe ei. Așa că, dacă nu se întorc de bunăvoie, n-avem decât să ne descurcăm și fără. La urma urmei, am pornit călătoria pe picioarele noastre și pe acestea încă le avem. Picioarele, rost gimli. Asta nu ne țin cu nimic de cald. Aruncă niște vreascuri în foc și se prăbuși alături. Nu este decât câteva ceasuri de când te cam codai să te apropii de caii din Rowan, râsele golas. Ai să ajungi mare călăreț. Peste poate să mai am norocul ăsta, răspunse Jimli. Dacă vreți să aflați ce-mi trece prin minte, continuă el, ei bine, cred că a fost Saruman. Cine altcineva? Amintiți-vă de vorbele lui Omer, rătăcește în chip de moșneag înfășurat într-o mantie cu glugă. Chiar așa a zis. A plecat cu caii noștri sau i-a speriat. Asta e. Ne mai așteaptă și altele. Ascultați la vorbele mele. Eu ascult, spuse Aragorn. Dar nu pot să nu-ți spun că moșneagul acesta avea pălărie, nu glugă. Totuși, nu mă îndoiesc că ai avea dreptate și că suntem în primejdie zi și noapte pe aici. În același timp, nu avem decât să ne odihnim, atât cât om putea. Voi sta eu de veche o vreme, Jim. Simt nevoia mai degrabă să gândesc decât să dorm. Noaptea trecu a nevoie. Legolas îl schimbă pe Aragorn, iar Jim pe Legolas. Și astfel își sfârșiră vegea. Dar nu se întâmplă nimic. Moșneagul nu se mai arătă, iar caii nu se mai întoarseră. Trei uruc hai pe se cufundase într-un vis întunecat și zbuciumat, se făcea că și auzea propriul glascior, străbătând cu eco tunele smolite și strigând Frodo. Frodo! Dar, în locul acestuia, rângeau din tenebre sute de chipuri orcești schimonosite și sute de brațe hidoase se întindeau amenințător spre el din toate părțile. Unde era Mary? Se deșteptă. Fu de o rafală de aer rece. Stătea întins pe spate. Se lăsa seara și cerul de deasupra lui se negura. Se întoarse și își dădu seama că visul nu fusese mult mai urât decât trezia. Avea gleznele, picioarele și încheieturile mâinilor legate cu sfoară. Lângă el zăcea Mary, având pe fruntea o năframă murdară. un înconjurați de o mulțime de orici în picioare sau așezați. Încetul cu încetul, amintirile lui fărâmițate începură să se adune în țeasta care îi plesnea de durere și ieșiră din bezna visului. Da, sigur, el și Mary fugiseră în codru. Ce venise peste ei? De ce o șterseseră așa, fără să-l ia în seamă pe pas mare? Alergaseră multă vreme strigând nu și amintea exact cât de multă și cât de departe, apoi, deodată, se izbiseră de un grup de orci care stăteau ascultând și nu păreau să-i fi văzut pe Mary și pe Pepin, până nu le căzuseră, aproape, în brațe. Atunci începuseră să strige și de după arbori să-și seră o groază de stârpituri din acelea. Amândoi își trăseseră spadele, dar orcilor nu le ardea de luptă și nu voiau decât să pună mâna pe ei, chiar dacă Mary tăia la mădulare în dreapta și în stânga. Dragul și bătrânul Mary. Atunci apăruse Boromir șchiopătând, printre arbori. El fusese cel care silise să lupte. Ucisese o groază, iar restul lor la fugă. Dar nici n apucaseră soia bine înapoi, când se pomeniseră din nou atacați de cel puțin 100 de orci, unii dintre ei foarte voinici, care trăseseră o ploaie de săgeți asupra lui Boromir acesta suflase din cornul lui Măreț, de răsunase codrul și la început oricii rămăseseră descumpăniți și se retreseseră, dar, văzând că Boromir nu primește niciun răspuns, în afară de ecou, porniseră mai aprig la atac. Pepin nu și mai amintea mare lucru după aceea. Ultima imagine care îi se întipărise în minte era cea lui Boromir sprijinit de un arbore, smulgându și o săgeată din piept. Apoi, brusc, se întunecase totul. Cred că am fost lovit la cap, își spuse el. Oare Mary era rănit rău? Ce s-o fi întâmplat cu Boromir? De ce nu ne ar fi ucis orcii? Unde ne aflăm și încotro ne ducem? Nu și putea răspunde la aceste întrebări. Îi era fric și rău. Ce bine ar fi fost să nu-l fi convins Gandalf pe Elrond să ne lase să venim. Își zise el. Ce mare brânză am făcut. N-am fost decât o povară, un pasager, o boccea. Colat peste pupăză, au pus și orcii mâna pe mine. Nici pentru ei nu sunt decât un amărât de samar. Sper ca pas mare sau altcineva să vină să ne ia. Dar oare se cuvine să gândesc astfel? Nu cumva lucrul ăsta ar zădărnici toate planurile. Ce bine ar fi să mă pot elibera. Se zbătu puțin, dar fără rost. Unul dintre oricii care stăteau pe lângă el râse și îi spuse ceva tovarășului său în limba lor îngrozitoare. Odihnește-te cât mai poți, îi se adresa acesta apoi, în limba aceea comună care suna în gura lui la fel de strâlcită ca bălmăjea la orcească. O să le dăm de lucru și picioarelor tale, ai răbdare. Ce o să-ți mai dorești să nu e fi avut, până o să ajungem acasă? Dacă ar fi fost după mine, ce ai fi dorit moartea la ora asta, zise altul. Te aș face eu să chiței, chițoran scârbos.